Primăria Slatina demarează în weekend acțiunea de dezinsecție a domeniului public. Zeci de utilaje și foarte mulți oameni vor fi angrenați în această acțiune, care se va desfășura în perioada 30 iulie-6 august. Potrivit unui comunicat al administrației locale, acțiunea de dezinsecție a domeniului public se va face atât prin aplicarea de tratamente cu ajutorul avioanelor utilitare, cât și cu utilaje autopurtate generatoare de ceață. Dezinsecția se va face pe aproximativ 7 milioane de metri pătrați din domeniul public, prin câte două treceri, atât ale avioanelor folosite în cadrul acestei acțiuni, cât și ale utilajelor autopurtate. Menționăm faptul că în situația în care condițiile meteorologice sunt nefavorabile execuției serviciilor, programul acțiunii de dezinsecție va fi decalat. Toate substanțele utilizate sunt aprobate de Organizația Mondială a Sănătății, se arată într-un comunicat al primăriei Slatina. Tratamentele vor fi aplicate în cursul dimineții și al serii, pentru ca temperatura să fie cea optimă pentru atingerea obiectivului propus prin această acțiune.